când un rău făcător cu superputeri amenință să elimine pe toți zeii din Olimp, Thor și fosta sa iubită trebuie să facă echipă pentru a încerca să-l oprească și primesc misiunea de a-i salva pe toți copiii asgardieni care au fost capturați. Acum viața ta neînsemnată are în sfârșit un scop: să te sacrifici pentru mine. În timpul șederii sale în deșert alături de fiica sa, Gor îl roagă pe zeul Rapu să le trimită apă și mâncare pentru a putea supraviețui. Câteva zile mai târziu, Lov moare de foame, iar Gor trebuie să-și îngroape fiica. În timp ce zace lângă trupul fetei, bărbatul aude o voce care îl strigă și decide să o urmeze. După câteva minute de mers, el găsește o oază și se scufundă în lac pentru a se răcori. Când dă peste o cantitate mare de fructe, bărbatul profită de ocazie pentru a mânca și realizează curând că se află în fața marelui Rapu. Imediat, Gor se înclină în fața lui și dezvăluie că este ultimul supraviețuitor al discipolilor săi. Din cauza marei secete, întregul său trib a sfârșit prin a muri, dar credința sa în zeul său nu a fost niciodată zdruncinată. Acum că se confruntă cu un discipol loial, Rapu are ocazia să-și arate adevărata natură și dezvăluie că nu a fost niciodată preocupat de servitorii săi. Să suferi pentru zei e singurul tău scop? În acest moment, el își sărbătorește marea victorie după ce tocmai l-a eliminat pe purtătorul Necrosword-ului, înainte ca aceasta să poată face rău oricărui alt zeu cu acea sabie blestemată. După ce aude cuvintele dure ale zeității, Gor își dă seama că Rapu este mai crud decât oricine a întâlnit vreodată și decide să renunțe la zeul său. Când își dă seama că Gor nu mai este dispus să îi se închine, Rapu decide să-l elimine, dar el este cel care sfârșește prin a fi eliminat când servitorul său invocă Bifrostul în căutare de răzbunare și folosește Necrosword-ul pentru a-i străpunge gâtul lui Rapu. Acum că a fost ales de sabie, Gor este blestemat și primește misiunea de a măcelări toți zeii. Toți zeii vor muri. După ce a ajutat la salvarea umanității în Avengers Endgame, Thor s-a alăturat Gardienilor Galaxiei și a călătorit prin univers. După câteva luni de antrenament intens, și-a recuperat mușchii și s-a simțit din nou ca un adevărat zeu, însă corpul său în formă nu a putut niciodată să ascundă toată durerea pe care o simte în interior. În ultimii ani, zeul tunetului a pierdut pe absolut toți cei la care ținea și a renunțat la căutarea dragostei. Acum singurul său scop este să lupte, iar în bătăile la care ia parte în tot universul, Versul excelează. Ajuns pe Saturn împreună cu gardienii, Thor începe un duel împotriva hoardelor inamice și reușește singur să învingă întreaga armată. Între timp, pe pământ, Jane Foster descoperă că are cancer în stadiul 4 și trebuie să facă chimioterapie. Cu toate acestea, la câteva săptămâni după începerea tratamentului, ea este informată că boala ei nu regresează și începe să caute pe cont propriu o modalitate de a se vindeca. În timp ce citește o carte despre mitologie, Jane descoperă că Mjolnir, ciocanul lui Thor, îi poate da celui care îi folosește putere și sănătate și decide să călătorească în orașul New Asgard. Când ajunge acolo, găsește fragmentele lui Mjolnir expuse într-o cupolă, iar când se apropie de el, ciocanul începe să se miște. În semn de recunoștință pentru că Thor a pus capăt războiului, Yakan decide să-i ofere o recompensă și dăruiește două capre uriașe. Când intră în navă cu echipa sa, Thor primește un apel de la zei. În acel moment, el aude un mesaj lăsat de Sif și descoperă că zeii din toate colțurile universului sunt atacați. În acel moment, zeul tunetului decide să meargă să-și întâlnească prietenul și anunță că va trebui să părăsească gardienii. Cu ajutorul toporului său, Thor împreună cu Korg și caprele uriașe se teleportează pe planetă și găsește cadavrul zeului Faligar. Lângă el se află trupul lui Sif, iar femeia dezvăluie că armata ei a fost atacată de măcelarul a cărui misiune este să stingă toți zeii. Urmăream un nebun. Cine e nebunul ăsta? Călăul zeilor. Caută să ucidă toți zeii. Asgard urmează. Următoarea țintă a lui Gor este orașul Asgard, iar el trimite zeci de creaturi ale Întunericului pentru a distruge locuitorii pe timp de noapte. În acel moment, Valkyrie intră în acțiune pentru a-și proteja familia, iar Thor apare la scurt timp după aceea pentru a o ajuta să scape de acei monștri. Deodată, Thor simte prezența lui Mjolnir și încearcă să-l ia, dar ciocanul se întoarce la noul său proprietar, iar zeul tunetului este surprins să descopere că este folosit de o femeie. Furios,
El îi ordonă războinicii să-și scoată masca și este surprins să descopere că fosta sa iubită este în posesia lui Mjolnir. Cu câțiva ani în urmă, cei doi s-au cunoscut și au pornit împreună într-o călătorie romantică. Pe măsură ce timpul trecea, dragostea dintre ei creștea din ce în ce mai mult, așa că Thor face un pact cu Mjolnir și îi cere ciocanului să o protejeze pentru totdeauna. Cu toate acestea, pe parcursul relațiilor, ambii au mers pe drumuri separate pentru a-și gestiona carierele, așa că după mai multe certuri, inevitabilul s-a produs. Decizând să-și urmeze singură destinul, Jane i-a lăsat o scrisoare de adio lui Thor, iar când acesta a citit-o, bărbatului i s-a frânt inima. După ce retrăiește toate acele amintiri, războinicul încearcă să se adune și îl zărește pe măcelarul zeilor privind războiul. În acel moment, Gor se apropie să-l atace, iar cei doi încep un duel. Când își dă seama că nu-l va putea învinge atât de ușor pe Thor, acesta decide să adopte o nouă strategie și își trimite monștrii să-i captureze pe copiii asgardieni. După ce îi închide pe toți într-o cușcă, măcelarul evadează. În dimineața următoare, Valkyrie începe o investigație pentru a afla unde au fost duși tinerii. Între timp, Thor se întreabă de ce Mjolnir a decis să-i se alăture lui Jane și încearcă să îl recupereze. Chiar atunci apare Stormbreaker. Haide, hai la tata. Haide, Mjolnir. Uei, aici erai. Iar zeul tunetului decide să-l folosească pentru a se teleporta, deoarece vrea să-i găsească pe copii cât mai repede. Problema este că toporul său refuză să îi se supună, deoarece a devenit gelos după ce l-a văzut pe Thor încercând să facă pace cu ciocanul său. Știind că nu va putea părăsi Asgardul până nu va face pace cu toporul, războinicul decide să se întoarcă acasă și apelează la ajutorul lui Jane pentru a pune la punct un plan de acțiune. În acel moment, îi dezvăluie că măcelarul mânuiește Necrosul, o sabie care are capacitatea de a elimina zeii. Încet, încet, această armă are puterea de a-și corupe și elimina purtătorul, ceea ce înseamnă că își schimbă proprietarul din când în când. Acum că se află sub influența Necrosword-ului, Gor nu poate răspunde pentru acțiunile sale, deoarece corpul său este infectat de acesta. În timpul conversației, apare o hologramă a lui Astrid, fiul lui Heimdall, care își folosește puterile pentru a transporta conștiința lui Thor în locul în care sunt ținuți copiii. Știind că nu poate face nimic pentru a-i salva pe cei tineri în acest moment, războinicul încearcă să-i liniștească și observă împrejurimile pentru a afla unde se află. Când conștiința îi revine la trup, Thor dezvăluie că copiii au fost duși în tărâmul umbrelor și ajunge la concluzia că Gor încearcă să-l atragă într-o capcană. Știind că inamicul său este și mai puternic în Rămul Umbrelor, zeul tunetului, decide să adune o armată care să-l ajute în această misiune de salvare. Prima etapă a planului său este să meargă în orașul Omnipotenței pentru a cere ajutorul celor mai puternici zei din univers și pentru a-i convinge să îi se alăture în această luptă. Pentru a ajunge acolo, grupul trebuie să găsească un mijloc de transport sigur, deoarece comportamentul lui Stormbreaker a fost imprevizibil în ultima vreme, așa că Valkyrie vine cu ideea de a folosi caprele uriașe pentru a atrage una dintre bărcile ei, în timp ce toporul este folosit ca sursă de energie. Deși pare puternică și plină de viață, atunci când este în posesia ciocanului, adevărul este că starea de sănătate a lui Jane este din ce în ce mai gravă. În loc să-i vindece boala, Mjolnir nu face decât să amâne decesul femeii. Când transportul este gata, Thor și-a rămas bun de la frații săi asgardieni și promite că în curând îi va aduce pe copii înapoi acasă. Dragii mei asgardieni, urați nenoroc, căci o să ne întoarcem cu copii! Prin podul Curcubeu, creat de Stormbreaker, grupul reușește să ajungă în orașul Omnipotenței. Pentru ca prietenii ei să se poată amesteca printre ceilalți oaspeți, Valkyrie decide să fure câteva pelerine de la zeii emoției. După care, quartetul se îndreaptă spre Templul de Aur. În acest loc sunt adunați cei mai puternici zei din univers și toți anunță cu bucurie sosirea lui Zeus, care își etalează puterea într-o intrare triumfală. După ce a făcut un adevărat spectacol cu fulgerul său, Zeus anunță câștigătorul concursului pentru cele mai multe suflete umane sacrificate. Auzind acest lucru, Jane își dă seama că Zeus nu-i va ajuta, iar Valkyrie se pune de acord cu prietenii ei asupra unei strategii de a fura fulgerul de aur. Ea crede că această armă ar putea ajuta la înfrângerea lui Gor. Totuși, Thor nu este de acord cu acest plan și spune că, la momentul potrivit, va vorbi cu Zeus. În acel moment, Zeitatea Supremă aude niște șoapte din public și îl invită pe Thor în arena pentru a împărtăși subiectul pe care îl discută cu ceilalți
ceilalți zei. Spre surprinderea lui Thor, Zeus era deja la curent cu existența măcelarului zeilor, dar acesta refuzase să acționeze deoarece zeitățile pe care le eliminase nu erau suficient de puternice pentru a stârni îngrijorarea lui Zeus. Au ucis câțiva zei de doi bani. Dacă asta e tot, cocoșel, treci la loc și ține-ți gurița. Nemulțumit de răspunsul primit, Thor insistă ca Zeus să-l ajute să oprească seria de eliminări și ajunge să fie încătușat. Apoi sunt scoase veșmintele și toată lumea îi descoperă adevărata identitate. În timp ce încearcă să-l convingă pe Zeus să îi se alăture, Thor descoperă că eroul său preferat se teme de fapt de necrosabie. Așadar refuză să acționeze, deoarece nimic nu este atât de rău încât să nu poată fi mai rău. Da, chiar mă tem. Gor ne poate ucide. Zeus dezvăluie că măcelarul zeilor încearcă să ajungă la altarul eternității, o ființă extrem de puternică care trăiește în centrul universului și este capabil să îndeplinească dorința primei persoane care ajunge la ea. Dacă Gor reușește în misiunea sa, toți zeii vor fi distruși deodată. Realizând că planul lui Thor nu a funcționat așa cum se așteptau, Jane și Valkyrie decid să treacă la acțiune și atacă toți gardienii care se apropie de ele cu scopul de a le aresta. Korg se alătură apoi prietenilor săi în această luptă și ajunge să fie atacat de Zeus, care își folosește fulgerul pentru a-i distruge trupul. După ce își vede prietenul eliminat, Thor este furios și fură fulgerul de aur, apoi îl atacă pe Zeus cu propria sa armă și îi face o gaură în piept. Din fericire, Korg nu a fost eliminat de atac, iar Thor caută printre muntele de pietre pentru a salva ce a mai rămas de la prietenul său. În timpul bătăliei, Korg cheamă caprile cu un fluier, iar după ce fură fulgerul lui Zeus, Valkyrie și prietenii ei se urcă pe navă pentru a părăsi orașul omnipotent. Următoarea oprire va fi Regatul Umbrelor. Încă o dată, Thor folosește puterile lui Astrid pentru a lua legătură cu copiii Asgardieni care sunt ținuți captivi. În încercarea de a-i liniști, Zeul Tunetului le povestește detalii despre aventura în care el și prietenii săi tocmai au fost și le dezvăluie că în cele din urmă au reușit să fure fulgerul de aur. Cu promisiunea că va sosi în curând pentru a-i salva, Thor și-a rămas bun de la ei și își exprimă îngrijorarea față de prietenii săi. Dacă vor reuși să iasă în viață din Tărâmul Umbrelor, războiul vor trebui să fugă pentru totdeauna de armata zeilor. Pentru că Thor nu va fi iertat niciodată pentru eliminarea lui Zeus. Pe lângă faptul că trebuie să facă față tuturor acestor presiuni, războinicul trebuie să continue să încerce să se împace cu Stormbroker, care încă nu a reușit să-l ierte, pentru că a încercat să se apropie din nou de Mjolnir. În timpul unei conversații relaxate cu toporul său, Zeul Tunetului este surprins de sosirea lui Jane și o felicită pe femeie pentru prestația sa excelentă din timpul luptei împotriva gărzilor Olimpului. În acest moment, cuplul are ocazia să vadă de aproape delfinii spațiali, o specie extrem de rară și fidelă, care trăiește cu un singur partener întreaga viață. Spunând acest lucru, Thor realizează că încă își iubește fosta iubită și îi cere o a doua șansă pentru a-și putea reface viața împreună. Cu lacrimi în ochi, Jane dezvăluie că are cancer și că nu mai are mult timp de trăit. Boala, care a fost descoperită în urmă cu aproximativ 6 luni, a ajuns deja în stadiul 4, iar acum nu există niciun tratament care să o poată face să dea înapoi. Când descoperă adevărul, Thor spune că va fi alături de Jane până la sfârșit și o va susține indiferent de decizia ei. În acel moment, cei doi se sărută, dar sunt întrerupți de Valkyrie, care apare pentru a le spune că au ajuns la destinație. Pe măsură ce se apropie de Regatul Umbrelor, toate culorile dispar, iar după aterizare, trioul se plimbă pe planetă în căutarea copiilor. În timpul investigației, Jane descoperă că Bifrost este cheie către Altarul Eternității și apoi descoperă că au fost atrași într-o capcană. Imediat, femeia aruncă toporul pe fereastră și îi spune lui Thor că arma sa este cheie pentru deschiderea portalului eternității. Brusc apare Gor, iar Jane încearcă să-l lovească cu Mjolnir. Cu toate acestea, măcelarul reușește să se ferească de atac și îi capturează pe războinici. Gor o folosește apoi pe femeie ca o statică pentru a-l forța pe Thor să-l cheme înapoi pe Stormbreaker. O să moară în curând. Și știi cine n-o s-o ajute? Te lasă să ghicești. Zeul Tunetului decide să o salveze și își cheamă toporul. În acel moment, trioul reușește să se elibereze din ghearele lui Gor, care cheamă creaturile Întunericului pentru a-și învinge inamicii. În timp ce Thor se luptă cu măcelarul, Jane și Valkyrie încep o luptă împotriva acestor monștri întunecați. În timpul luptei, Valkyrie își străpunge inamicul cu fulgerul auriu, dar nu reușește să-l elimine. Duelul continuă până când Gor reușește să fure arma și să o rănească pe femeie. Îngrijorată pentru prietena ei,
Jane abandonează războiul și se grăbește să o scoată pe Valkyrie de pe câmpul de luptă. Astfel, Thor folosește puterea lui Stormbreaker pentru a le duce acasă. Cu toate acestea, când portalul este deschis, Gor reușește să fure toporul, iar Thor este nevoit să plece fără partenerul său de război fidel. Când se întoarce în Asgard, atât Valkyrie cât și Jane primesc îngrijiri medicale, deoarece bătălia a secat toată forța vitală a femeilor. Deși are acces la cei mai buni medici de pe pământ, Thor este frustrat să afle că nu poate face nimic pentru a vindeca cancerul iubitei sale. În loc să o vindece, Mjolnir secătuiește forța vitală a lui Jane, ceea ce a făcut ca organismul ei să fie incapabil să lupte împotriva celulelor canceroase. Având în vedere acest lucru, Thor o imploră pe Jane să rămână în spital pentru a primi tratament, pentru că dacă mai ridică odată ciocanul, toate șansele ei de vindecare vor fi zero. După ce își a rămas bun de la iubita sa, Thor merge să-și caute prietenul, iar Valkyrie îi dă fulgerul de aur, care este folosit pentru a-l transporta pe zeul tunetului în centrul universului, pentru că acolo se află poarta eternității. Între timp, Gor a ajuns deja la templu și a luat cu el toți copiii asgardieni. Cu puterea lui Stormbreaker, bărbatul reușește să deschidă portalul și provoacă un cutremur în interiorul templului. Cutremurul face ca capul uneia dintre statui să fie distrus și tocmai când tinerii sunt pe punctul de a fi striviți de acesta, Thor apare pentru a-i salva. După ce ține capul statuii, războinicul le cere copiilor să rămână împreună și să se protejeze reciproc până la sfârșitul bătăliei. Văzând monștrii din umbră apropiindu-se, tinerii își dau seama că vor trebui să lupte și caută obiecte care pot fi folosite pentru a se apăra. În acel moment, Thor își împărtășește puterea și pune capacitatea de a controla tunetul în armele acestor copii. În timp ce armata sa de copii se luptă cu entitățile din umbră, Thor merge să-l întâlnească pe măcelar și începe un nou duel împotriva lui. În timpul luptei, Jane începe să aibă coșmaruri și ajunge la concluzia că trebuie să-și ajute fostul iubit. În caz contrar, el va fi eliminat. După ce își ia ciocanul, femeia călătorește la templul eternității și îl atacă pe Gor, care era pe cale să-și străpungă adversarul cu necrosabia. Când o vede pe Jane mânuind Mjolnir, Thor are inima frântă pentru că știe că femeia pe care o iubește tocmai și-a semnat propriul mandat de eliminare. Jane. În timp ce ea încearcă să distrugă sabia lui Gor, Thor caută o modalitate de a-și elibera toporul deoarece Stormbreaker este pe cale să deschidă portalul. Când Thor reușește în sfârșit să recupereze arma, portalul este deja deschis. El aruncă apoi Stormbreaker către Astrid și ordonă băiatului să ducă toți copiii acasă. Războinicul folosește apoi fulgerul auriu pentru a ține necrosabia, în timp ce Jane aruncă ciocanul pentru a o distruge. După ce își îndeplinește misiunea, Jane cade la pământ mai slabă ca niciodată, în timp ce Thor merge să verifice dacă femeia este bine. Măcelarul are timp să treacă prin portal, iar toți oamenii din templu sunt transportați în el. Apoi, în momentul în care Gor se pregătește să-și facă cererea, Thor încearcă din nou să-l oprească și spune că nu răzbunarea este ceea ce caută bărbatul, ci dragostea. Știind că va pieri împreună cu toți ceilalți zei atunci când Gor își va face cererea, Thor decide să-și petreacă ultimile clipe din viață alături de persoana pe care o iubește cel mai mult. Văzându-și dușmanul ținând în brațe femeie pe care o iubea, Gor își amintește de ziua în care și-a pierdut fica din cauza secetei și începe să plângă. Amintirile zilelor grele pe care le-a trăit alături de Love îl lasă complet chinuit. Astfel, el începe să se gândească la posibilitatea de a se folosi de singura lui dorință pentru a o aduce înapoi. Atunci când necrosabia este distrusă, utilizatorul ei este condamnat să fie eliminat. Știind acest lucru, Gor deplânge faptul că dacă Love este adus înapoi, nu va fi nimeni care să aibă grijă de ea. Auzind acest lucru, Jane spune că fata nu va fi singură și ca ultima dorință îi cere lui Thor să aibă grijă de Love ca și cum ar fi fica sa. Într-un act de credință, Gor decide să creadă în promisiunea zeului tunetului și își face cererea către eternitate. Când dorința ei se îndeplinește, bărbatul are șansa de a-și vedea fiica pentru ultima oară și spune că este teribil de dor de ea. Mi-ai lipsit atât de mult. Și tu mie. Între timp, Thor și a rămas bun de la iubita sa soție, iar Jane spune că nu regretă momentele petrecute alături de Mjolnir, pentru că a reușit să se simtă ca un adevărat erou. Înainte de a pleca, femeia îi cere lui Thor să-și păstreze inima deschisă și îi dezvăluie că în toți acești ani nu a încetat niciodată să-l iubească. În acel moment, trupul femeii se transformă în praf, iar ea dispare în pragul eliminării. Gor îl imploră pe Thor să-și protejeze fica, iar zeul tunetului își dă cuvântul că o va face. După moartea
partea lui Jane, asgardienii au ridicat o statuie în onoarea ei, deoarece a jucat un rol crucial în salvarea copiilor răpiți. După marea traumă prin care au trecut, toți tinerii din oraș au luat cursuri de autoapărare și au început să se antreneze pentru a deveni în viitor războinici puternici. Chiar și Astrid, fiul lui Heimdall, a devenit un mare războinic și a început să se antreneze în fiecare zi în arta luptei cu sabie cu marele său maestru. La câteva săptămâni după ce a fost atacat de Zeus, corpul lui Korg a crescut din nou și a avut șansa de a-și întâlni jumătatea. Pe de altă parte, Thor a pornit într-o nouă călătorie, după ce a găsit ceva pentru care să lupte. Războinicul care și-a petrecut ultimii ani fugind de orice legătură emoționale, se confruntă acum cu cel mai mare sentiment de iubire pe care l-a trăit vreodată. După ce a devenit tatăl unei fetițe frumoase, inima de piatră a zeului Tunetului s-a înmuiat. Noua lui misiune este să o învețe cum să-și controleze puterile, astfel încât să-i poată proteja pe oamenii pe care îi iubește. Aici acest rezumat ajunge la sfârșit, iar dacă ți-a plăcut, nu uita să dai like și să te abonezi pentru a nu rata rezumatele noastre, iar eu merg spre următorul film. Pe curând!